Dacă vrei să simți cu adevărat vibe-ul local al unei comunități, vizitezi piața. În Tasos, piața se ține o dată pe săptămână în Prinos, în fiecare zi de luni de la prima ora dimineții și până pe la prânz. E ușor de găsit, nu aveți cum să o ratați, ea ocupă o stradă și începe chiar de la șoseaua principală. De aici puteți cumpăra cam orice se cultivă și se produce pe insulă și nu numai. Găsiți aici plante în ghiveci, flori, măslini, lămâi, portocali, dafini, busuioc, tot felul de soiuri de nuci, migdale, fistic, legume și fructe cultivate pe insulă în funcție de sezon. Bineînțeles, măsline și ulei de măsline. Există și o parte cu haine, găsești de toate, ca în orice piață. Noi am luat fructe, mai multe feluri de pere. A fost foarte nice. Strugurii ăștia fără sâmburi sunt favoriții mei. Să nu uităm de miere, neapărat să încercați și mierea de pin sau cea de cimbru. Dacă aveți noroc, poate îl găsiți și pe vestitul nene cu brânză din Creta. Am cumpărat câteva feluri de brânză de la el și toate au fost foarte bune. V-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel ca să nu ratați niciun video nou.